Începem închinarea din această dimineață, slăvim pe Dumnezeu, cântarea de la numărul 152. 152. Domnul vrea ca să binecuvânteze pe toți oamenii, ca să lumineze ușa și ferestrele deschide, le lasă intre soare. Mulțumim că ești Dumnezeul tuturor binecuvântărilor. Amin. Și vrei să binecuvintezi sufletele noastre și astăzi. Amin. Mulțumim pentru Domnul Iisus că a murit, a înviat și s-a înălțat la dreapta Ta și mijlocește pentru noi. Amin. Mulțumim că prin El avem intrare la Tine, Doamne. Primește-ne numele Lui și în această dimineață. Primește închinarea noastră, cântarea noastră, rugăciunea noastră. Doamne, îți mulțumim că ne-ai lăsat cuvântul adevărului ca prin El să învățăm cine ești Tu și ce vrei Tu de la noi. Binecuvintează și în această dimineață propovăduirea cuvântului. Amin. Binecuvintează pe robul Tău care va propovădui. Și, Doamne, Te rog să ne dai o atitudine primitoare tuturor pentru cuvântul Tău. Amin. Doamne, mulțumim că ai lăsat și masa Ta ca să ne amintim de jertfa Fiului Tău, Amin. De Domnul Iisus. Mulțumim, Doamne Iisuse, că ai murit pentru noi și că Amin. Ai făcut totul pentru noi. Amin. Doamne, vrem să stăm la masă cu Tine. Amin. Amintindu-ne de ce ai făcut Tu și mulțumindu și smerindu-ne și pocăindu-ne. Amin. Doamne, lucrează în fiecare dintre noi. Binecuvântă pe
toți cei prezenți aici. Amin. Tu cunoști starea și nevoia fiecăruia. De aceea te rog, lucrează după înțelepciunea și îndurarea. Te rog să ai milă și de cei ce nu pot fi cu noi. De cei ce sunt în suferințe și în alte probleme. Doamne, cercetează, întărește-i și mângâie-i Tu. Amin. Și fie ca pacea Ta și puterea Duhului Tău să stăpânească inimile noastre în întregime. Pentru slava Ta. Amin. Amin. Așa cum stăm, aș vrea să citesc câteva versete pentru timpul de rugăciune din această dimineață, din 1 Petru, capitolul 1. 1 Petru, capitolul 1, o să citesc versetele 3 la 5 și versetele 17 la 21. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 3 la 5 și apoi versetele 17 la 21. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea Sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de pietruire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și I-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile și ascultăm corul slăvit pe Domnul Cuvântat. Oh,
Hristos a înviat. Adevărat. Ne bucurăm și în această dimineață să fim la închinare împreună înaintea Domnului Iisus Hristos, înaintea lui Dumnezeu, prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos și în numele Domnului Iisus vă salutăm pe toți cei prezenți și astăzi la închinare aici cu Biserica Domnului, la părtășia pe care o avem în rugăciune, în cântare, în cuvânt și apoi la masa Domnului. Ce binecuvântări extraordinare ne-a dat Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și cred că putem spune și noi ca Petru, împreună cu Petru, cel care a scris epistola din care am citit câteva versete, putem spune și noi din toată inima, binecuvântat să fie Dumnezeu, Amin. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Amin. Care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Petru pune acces aici, printre altele, pe efectul pe care l-a avut lucrarea Domnului Iisus Hristos și care îl are lucrarea Domnului Iisus Hristos în viața celor ce cred. Un efect extraordinar. O lucrare extraordinară care se produce în viața celor ce cred în Domnul Iisus Hristos. Și Petru spune aici și menționează nașterea din nou sau schimbarea vieții. După îndurarea lui Dumnezeu, prin învierea Domnului Iisus Hristos, suntem născuți din nou. Datorită îndurării lui Dumnezeu și lucrării desăvârșite, Petru menționează aici învierea ca și punctul culminant al lucrării Domnului Iisus Hristos. Punctul culminant al lucrării sale pe pământ. Bineînțeles că lucrarea lui a continuat, știm, s-a înălțat, mijlocește și va veni din nou cu slavă și putere. Amin. Însă, pe acest pământ, pentru mântuirea noastră ce a făcut, a culminat cu învierea sa. Și prin această lucrare desăvârșită, Dumnezeu ne învie din morți, ne învie din moartea spirituală, ne dă viață nouă, ne naște din nou, e lucrarea lui Dumnezeu, e după îndurarea lui Dumnezeu, e prin Iisus Hristos, spune, prin învierea Lui și este spre slava lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru asta. Prin asta Petru ne arată că trebuie să-L slăbim pe Dumnezeu pentru această lucrare pe care o face în inimile celor ce cred în Domnul Iisus Hristos. Lucrare de schimbare, de transformare, de naștere din nou. E lucrarea de mântuire. Și această lucrare de mântuire, când suntem mântuiți și născuți din nou, are ca rezultat și speranța noastră sau nădejdea noastră. Ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos la o nădejde vie. Avem o nădejde vie, o nădejde care nu înșală, cum spune Biblia, o motivație de a trăi viața, pentru că Hristos ne-a asigurat iertarea păcatelor și mântuirea și nașterea din nou, dar nu numai asta, ne-a asigurat, și Petru spune imediat, ne-a asigurat și veșnicia și moștenirea. Ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos la o nădejde vie și la o moștenire veșnică, nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veștezi, păstrată în cerul pentru voi. Și apoi spune Petru, nu numai că Hristos, că Dumnezeu prin învierea Domnului Iisus Hristos ne-a schimbat viața, ne-a dat nădejde, ne-a asigurat moștenirea, dar ne și păzește Dumnezeu. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită, pentru mântuirea finală, pentru acea fază în care mântuirea noastră va fi desăvârșită. Vom ajunge să fim împreună cu Domnul Iisus Hristos în stare glorificată. Pentru aceasta aș vrea să-i mulțumim astăzi lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că prin învierea Domnului Iisus, prin lucrarea Lui desăvârșită, prin tot ce a făcut Domnul, moartea și învierea Lui ne-a asigurat nouă o viață nouă, sau așa cum spune prorocia Vechiului Testament, ne-a asigurat o viață nouă și un viitor și o nădejde. Dumnezeu să fie binecuvântat. Să-i mulțumim, să ne închinăm în această dimineață, să îl cinstim pentru aceasta și să cerem ca, așa cum spune cuvântul, credința noastră să fie una reală în Dumnezeu. Totul a avut, al doilea text se încheie spunând că Dumnezeu a făcut tot, l-a înviat pe Hristos. Toate le-a pus înainte
prin cuvântul Său, pentru ca credința și nădejdea noastră să fie în Dumnezeu. Nu în altceva. Nu în altcineva. Ușor ne putem încrede în noi, în meritele noastre, ușor putem fi deviați de la acest obiectiv. Credința și nădejdea noastră. Voi sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință. Credința și nădejdea noastră să fie Dumnezeu. Aș vrea să-i mulțumim Domnului pentru lucrarea Lui Hristos, dar același timp să ne rugăm ca într-adevăr credința noastră să fie vie, nădejdea noastră să fie vie și să fie în Dumnezeu mereu, în Dumnezeu, în Hristos, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Amin. Mă invit să vă ridicați și câțiva frați, câteva surori, mai mulți frați, mai multe surori, în rugăciuni mai scurte, haideți să ne rugăm mulțumitor Domnului pentru lucrarea desăvârșită pe care a făcut-o în Hristos și cerându-i să avem o credință și o nădejde vie, știind că Dumnezeu este suveran și ne-a pregătit o moștenire veșnică. Să ocupați locurile și să lăudăm împreună pe Dumnezeu cu cântarea de la numărul 172. Cântarea de la numărul 172. Dumnezeu Sfântul e mântuirea, El ne iubește pe noi pe toți. De aceea zic iarăși, Dumnezeu Sfântul, El ne iubește pe noi pe toți. După aceasta vom asculta din nou cântarea corului spre slava Lui Dumnezeu. Dumnezeu Sfântul e mântuirea, El ne iubește pe noi pe toți. De aceea zic iarăși, Dumnezeu Sfântul, El ne iubește pe noi pe toți. Era odată legat puternic, dar de păcate El m-a scăpat. De aceea zic iarăși, Dumnezeu Sfântul, El ne iubește pe noi pe toți. Iisus slăvit, zic iarăși, Dumnezeu
Ce-am primit datorită îndurării lui Dumnezeu și datorită învierii și lucrării desăvârșite a lui Hristos. Ce avem? O viață nouă, o nădejde, o moștenire, siguranță, apoi urmează bucurie. În versetele 17, la versetul 17 pe care l-am citit și în continuare, deși e încă în prima parte a epistolei Petru, unde vorbește mai mult de poziția privilegiată a creștinului, până în capitolul 2 cu 10, unde începe să vorbească efectiv despre purtare, cum ar trebui să ne purtăm, totuși strecoară și în această parte mereu îndemnuri cu privire la purtarea noastră, cum ar trebui să trăim, conștienți de aceste binecuvântări pe care le-a dat Domnul Dumnezeu prin jertfa lui Hristos, prin jertfa și învierea Domnului Iisus Hristos. Și observați versetul 17 pe care l-am citit. Și dacă chemați ca Tată, acum dacă Dumnezeu este Tatăl vostru și îl numiți Tată și îl chemați ca Tată, pentru că suntem născuți din nou, am devenit copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru și noi îl chemăm și îi spunem Tată. Și Petru zice, dacă e Tata și îl chemăm așa, El este și Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Și din nou, motivația acestei purtări nu este în primul rând judecata, deși Dumnezeu este și judecătorul, și zice că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de jert de viețuire pe care moșteniți-l de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El care a fost cunoscut și hotărât de Dumnezeu înainte de întemeirea lumii să fie mielul de jertfă. Dar a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie Dumnezeu. Purtați-vă cu frică, conștienți de jertfa lui Hristos și de învierea Lui. Conștienți de prețul pe care l-a plătit Dumnezeu pentru voi, în primul rând, purtați-vă cu frică. Și apoi conștienți că la sfârșit va fi judecată. Și pentru cei din biserică va fi evaluarea faptelor și a slujirii noastre ca și credincioși. După ce am crezut în Hristos și am primit statutul de copii al lui Dumnezeu, am fost născut din nou, cum am trăit? Cum ne-am purtat? Înainte Petru spune și una dintre poruncile, sau chiar o poruncă fundamentală, principală a lui Petru în această epistolă este: fiți sfinți. Deci eu preia porunca din Vechiul Testament și o aplică și credincioșilor. Dumnezeu cere același lucru: fiți sfinți. Separați de păcat, separați de lume. Nu știu dacă v-ați uitat la lecția pentru astăzi din broșura de studiu. Condiția binecuvântării. Condiția binecuvântării. Cum să fii binecuvântat după ce îl cunoști pe Dumnezeu? Să trăiești binecuvântat. Ascultare. Credință și ascultare. Sfințire. Asta vrea Dumnezeu de la noi și vrea să ne rugăm pentru asta. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că El, așa cum spune Petru în a doua epistolă, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Și apoi spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința,
Pentru asta aș vrea să ne rugăm în dimineața aceasta cu frați și surori de la cor să ne dea Dumnezeu înțelepciune, călăuzire, putere să trăim în ascultare, în reverență, în sfințire, în credincioșie și în credință vie până la capăt în fiecare zi a vieții noastre. Vă invit să vă ridicați și câțiva frați, câteva surori de la cor în rugăciuni pe tema aceasta potrivite să ne conducă în rugăciune. Noi ceilalți ne unim cu ei și spunem mamei și ne rugăm Domnului. Amin. Vă rog să ocupați locurile și să lăudăm împreună pe Domnul și cu cântarea de la numărul 1122. Cântarea de la numărul 1122. Harul ce curge prin Golgota m-a mântuit, m-a fericit. Domnul Iisus a fost răstignit și al meu păcat El a ispășit. În timpul acestei cântări onorăm pe Domnul și cu darurile noastre de bunăvoie. După această cântare mai ascultăm o cântare a corului, iar apoi vom asculta cuvântul Domnului care va fi citit și propovăduit de fratele Prostor. Oh,
citim cuvântul Domnului, vreau să vă ridicați cei care sunt deplasați și să deschideți împreună cu mine cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la Epistola către Evrei, capitolul 1. Epistola către Evrei, capitolul 1. Aș dori să citesc din capitolul 1 primele 4 versete și mai apoi din capitolul 2 tot primele 4 versete. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta mării în locurile preanalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci, dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi? Dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia Lui cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Sa. Amin. Doamne, suntem în prezența Ta și în această dimineață, în locul acesta. Adunați, nu numai ca să cinstim numele Tău, ci și să ascultăm cuvântul Tău. Suntem aici ca să deschidem ființa noastră pentru ca mesajul cuvântului Tău să pătrundă în noi. Încă o dată îți mulțumim pentru cuvintele pe care le-ai lăsat pentru noi. Pentru cuvântul Tău inspirat. Îți mulțumim pentru cuvintele pe care tocmai le-am citit și care ne vorbesc despre frumusețea Celui ce a coborât în lumea noastră să ne mântuiască, amin, să ne curățească de păcatele noastre. Amin. Și a luat numele care este mai presus de orice nume. E la dreapta scaunului de domnie. Și mijlocește pentru fiecare dintre noi. Dorim ca frumusețea Lui prezentă în aceste cuvinte să fie copleșitoare pentru fiecare dintre noi. Dorim ca frumusețea Lui să fie înțeleasă de fiecare dintre noi. Și să ne inspire să împlinim întru totul voia Ta pe deplin în viețile noastre. Îți mulțumim că vei lucra și astăzi în inimile noastre. Amin. Vorbește-ne și lucrează prin Duhul Sfânt. Și fii slăvit în toate lucrurile în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Întotdeauna când predic din această epistolă, reamintesc scopul pe care ea îl are. Pentru că, deși autorul ei este necunoscut, știu că în Bibliile noastre scrie că este epistola lui Pavel către Evrei, dar e un lucru care nu este deloc sigur. Totuși, un lucru este sigur. Această epistolă este scrisă unor oameni care, pentru diferite motive,
nu sunt prezentate în textul nostru, sunt prezentate în alte părți ale acestui, ale acestei epistole, dar din vari motive au scăzut în viața de credință. Și nu puțin. Zi de zi au mers în regres. Au scăzut din ce în ce mai mult. De fapt, au ajuns să scadă atât de mult, încât, conform textului acestei epistole, se gândeau deja că parcă nu mai are nicio atracție lucrarea Harului. Parcă nu mai are nicio atracție, parcă nu mai are nimic senzațional. S-au obișnuit atât de mult cu tot ce au auzit. Mesaj care la început a fost atât de special și de deosebit, încât în versetul 10 ni se amintește că unii dintre ei au renunțat la averi fabuloase ca să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. În timp ce alții L-au primit pe Domnul Iisus Hristos și au fost întemnițați și au fost persecutați. Atât a fost de spectaculos mesajul pe care l-au auzit, dar în timp mesajul a devenit atât de obișnuit, încât n-a mai prezentat niciun fel de frumusețe, niciun fel de atracție. Parcă se repetau din nou și din nou și din nou aceleași lucruri, aceleași adevăruri. Și s-au repetat atât de mult încât au considerat că deja devine prea plictisitor. Și se gândeau ce bine a fost când eram în legea lui Moise. Când eram după învățătura Vechiului Testament. Acolo mereu eram obligat să facem câte ceva. Ba una, ba alta. Și autorul acestei epistole vine tocmai să scoată acest grup de credincioși. Capitolul 3, evident, că se adresează, zice în versetul 1, de aceea, frați, sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. E încercarea lui de a-i readuce la viață, de a-i readuce la vitalitate, de a-i readuce pe o cale care să-i îndrepte spre maturitate. Intenția lui este să-i convingă să se dedice unei maturizări și unei mărturii care să-L onoreze pe Dumnezeul care i-a chemat. Și e foarte interesant că dorința acestui autor, care este foarte aprinsă, nu este însă atât de aprinsă și el nu este atât de impresionat de pretențiile și cultura din viața lor, încât să zică, no, hai să încerc un mesaj nou. Hai să încerc un mesaj mai atractiv. Hai să văd, da, dacă le spun ceva mai spectaculos, mai ieșit din comun, da, dacă totuși reușesc să repornesc această flacără în inima lor. Nu. El se întoarce la același mesaj pe care îl auzim de-a lungul viacurilor, și pe care nu numai că îl auzim de-a lungul veacurilor, avem obligația să-l păstrăm câtă vreme trăim în lumea noastră. Ceea ce am învățat despre lucrarea și planul și suveranitatea lui Dumnezeu, trebuie să păstrăm în tocmai așa cum este și să transmitem mai departe copiilor, tinerilor și generațiilor care vin, pentru că viața de credință trebuie să fie zidită pe această temelie a cuvântului lui Dumnezeu. Ei bine, și astăzi, același cuvânt se adresează unei audiențe plictisite. Unei audiențe în care suntem în rutină.
Suntem în rutină, nu numai în ce privește viața noastră zilnică, ci și în ce privește viața noastră de credință. Ne-am obișnuit cu totul. Știm ce urmează, când urmează, când urmează. Și parcă așa interesant ar fi să mai schimbăm un pic, să mai apară ceva ce nu ne așteptăm. Și din nou vreau să subliniez cât de tristă este Biserica lui Hristos de astăzi. Pentru că nu reușește să cuprindă frumusețea mesajului biblic și să se lase înflăcărată de acest mesaj. În continuare, alte lucruri sunt mai atractive. Alte preocupări, alte programe, alte lucrări par să fie mai interesante decât continua și permanenta prezentare a lui Hristos, care doar știm ce a făcut. Ei, aș vrea să ne concentrăm asupra textului pe care l-am citit. L-am întrerupt de la versetul 5 la versetul 14, pentru că versetele 5 la 14 justifică ceea ce spune versetul 4 din primul capitol, și anume faptul că Domnul Iisus a moștenit un nume mai presus decât cel al îngerilor și îl justifică prin câteva citate ale Vechiului Testament, asupra cărora e evident că nu am cum să mă aplec în timpul pe care eu l-am la dispoziție astăzi, dar sigur, e valoros să ne ocupăm poate cu altă ocazie de porțiunea aceasta, pentru că, în mod logic, cele două porțiuni pe care le-am citit sunt legate de dorința autorului de a impulsiona încă din primele cuvinte această audiență sătulă, plictisită, această audiență în regres, această audiență care a scăzut mult. Dacă ajungeți în capitolul 6, o să vedeți modul în care îi descrie. Zice, voi care de mult, având în vedere de când ați crezut și până când scriu eu asta, voi deja de mult trebuia să fiți responsabil de alții, să-i învățați pe alții, să mărturisiți altora, să-i aduceți pe alții. Dar a scăzut atât de mult încât din nou trebuie să începem să vă învățăm tot noi pe voi învățăturile de început. Așa și spune, învățăturile începătoare. Și suntem într-o generație în care parcă nu putem decât cu învățători începătoare. Nu știu, e vremea așa, e viața așa, sunt zilele așa. Noi suntem altfel croiți decât ceilalți. Nu știu. E o zi de atâta răceală spirituală, de atâta lipsă de chef, de închinare. E o zi în care orice lucrare se face cu atâta greutate, în care încă de la nivelul celor care se pregătesc pentru slujire, asistăm la o scădere a nivelului și a numărului. E un număr din ce în ce mai mic de tineri care doresc să intre în lucrare și cei care doresc să intre în lucrare au un nivel din ce în ce mai scăzut. Vă spune unul care de aproape 30 de ani lucrează în domeniu, așa că nu-ți vise. E realitate. E așa cum e. O văd în fiecare zi. Ei bine, și unei asemenea audiențe, mesajul acesta ar trebui să-i slujească și să-i servească la același scop. La impulsionarea dedicării noastre. La impulsionarea dorinței noastre de a ne lăsa maturizați și de a deveni o mărturie. La impulsionarea noastră în a ne dedica, să fim atât de
de dornici după cuvânt, după ascultarea cuvântului, după aplicarea cuvântului, încât în niciun moment să nu ne pomenim așa cum sunt numiți ei. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători? Nu vă supărați pe mine. Așa spun și eu. E duminică, din când în când venim, stăm, nu știu cum plecăm, dar în poporul lui Dumnezeu și în Biserica lui Hristos a lăsat o asemenea nepăsare, încât sunt din aceia care se dau de ceasul morții, căutând să găsească tot felul de motivații și de preocupări și de inovații care să îi facă pe credincioși, atenție, nu vorbim de necredincioși, pe credincioși să nu mai fie nepăsători. E bine, textul pe care l-am citit astăzi urmărește să realizeze această impulsionare în două faze. Dacă cele două faze nu sunt respectate, impulsionarea nu va exista niciodată. Poate exista câte o injecție care să ne trezească pentru 5 minute, dar foarte repede vom adormi din nou în ritualistica și în rutina religioasă cu care ne obișnuim și noi, ca toți ceilalți. Două faze pe care le urmărește textul și pe care vreau să le urmăresc astăzi. În prima fază este copleșirea credinciosului prin proclamarea Domnului Iisus Hristos. Pentru că, așa cum am auzit deja, deși Petru ne avertizează că nu ne putem permite luxul să-L chemăm pe Dumnezeu ca Tată și să trăim cum vrem noi, pentru că Dumnezeu ce face? Judecă. Dumnezeu nu-ți va îngădui să-L chem pe El ca Tată și în același timp să trăiești ca și când El n-ar fi Tatăl tău. Totuși, Petru încearcă să motiveze sfințirea noastră prin a ne copleși, scoțând în evidență prețul infinit de mare care a fost plătit pentru răscumpărarea noastră. Dacă vă aduceți aminte, dacă nu vă amintesc eu, la începutul acestui an am predicat din 1 Petru capitolul 2 și am încercat să arăt niște privilegii prin care Petru vrea să-i cucerească și să-i copleșească pe credincioșii cărora le scrie, pentru ca astfel să se ridice la nivelul unei vieți de sfințenie pe care o dorește Dumnezeu. Exact la fel. Odată depășit această fază, o fază care n-ar trebui realizată în fiecare duminică când venim. Pentru că adevărul acesta nu se schimbă. Scriptura nu ne oferă un mesaj nou că ne-am săturat de ăsta vechi. Ăsta vechi rămâne mesajul care ar trebui să ne copleșească pentru vecii vecilor. După ce se trece de faza aceasta în care se dorește copleșirea credinciosului prin proclamarea Domnului, se trece la a doua fază, în care este conștientizarea credinciosului prin prezentarea datoriei la care este chemat prin Iisus Hristos. Pentru că ceea ce ne învață versetele 1 la 4 din capitolul 2 nu este o idee bună. Nu este o inovație proprie. Este o datorie. Cei ce înțeleg ce spun primele patru versete ale primului capitol au obligația să respecte datoria care le este prezentată în primele patru versete din al doilea capitol. Subliniat foarte puternic de primele cuvinte din versetul 1 al capitolului al doilea, așa nume. De aceea.
Păi pentru că ați depășit prima fază, acum ar trebui să intrăm în a doua. Evident, prima fază este cea mai importantă, pentru că ea depinde, de ea depinde a doua. Sigur, sunt foarte mulți dintre noi care fug direct la a doua și încearcă să-și găsească propriile lor datorii, propriile lor îndatoriri, și dacă încerci să-i înveți că nu fac ce trebuie și că ar trebui să înceapă cum trebuie, îți sară în cap. Cine ești tu să le spui lor ce trebuie să facă? Și, dintr-o dată, datoria nu mai este înțeleasă, pentru că fiecare, cum spune Pavel în Romani, capitolul 10, așa au făcut și evreii cărora le scrie. Și au pus înainte o religie a lor. Niște pretenții pe care ei le-au considerat valabile și repede au lăsat ceea ce scrie în Scriptură sau au răstălmăcit Scriptura și pentru că ei vor să facă ce vor, ei repede spun că ei nu mai au nimic de învățat. Acum, dacă privim în aceste prime patru versete, sunt niște descrieri absolut fabuloase care l-au în centru pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că asta este și intenția Lui. De fapt, până spre capitolul al 10-lea, autorul epistolei către evrei va încerca să-L prezinte pe Domnul Iisus Hristos în modalități atât de frumoase, încât pe alocuri ajungem în zone pe care unii dintre noi nu se înțeleg. Unii dintre noi, nu știu, fratele, coleg, dar nici nu avem curaj să predicăm din ele. Pentru că depășesc creierul nostru. De unele din aceste prezentări, mai ales când ajungem spre capitolul 7, 8, 9, hai că la 10 mai încercăm cumva să... Deja suntem total depășiți de frumusețea lucrării pe care Domnul Iisus Hristos a venit să o facă și care nu are nimic obișnuit în ea. Care rămâne neobișnuită și dacă o citești a 1000 oară. Citești de 1000 de ori și ar trebui să fie ca și când ai fi citit-o prima dată. Pentru că alt mesaj nu este. Alt mesaj nu este. Dacă te-ai săturat de mesajul ăsta și cauți altul, o faci degeaba. Poate găsești altul, dar nu vine din cer. Vine din altă parte. Pentru că în continuare, Dumnezeu dorește să copleșească inima noastră printr-un mesaj prin care ne-l descrie pe cel ce este fără egal. Ba chiar, dacă vreți, pe cel ce nu poate fi descris. Vocabularul nu este suficient să descrie toată frumusețea în care poate fi descris Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar toată această descriere, toate aceste descrieri ne duc tocmai ca să înțelegem că locul pe care El îl merită în univers și îl ocupă în univers este locul pe care îl merită și în inimile noastre. El în cer deja ocupă locul pe care îl merită. Este deasupra îngerilor. E moștenitorul tuturor lucrurilor în vecii vecilor. Ei, locul pe care îl ocupă deja în cer ar trebui să fie locul pe care să-l ocupe și în inimile noastre. Astfel încât prezența noastră aici, închinarea noastră la oaltă, participarea noastră la masa Domnului, dedicarea noastră în slujirea lui Dumnezeu, să fie toate izvorâte din imaginea deosebit de înaltă și măriață și spectaculoasă a celui ce n-are egal și nu va avea egal niciodată, a celui ce este deasupra îngerilor, deasupra creației, deasupra bisericii, a celui ce este căpetenie peste toate lucrurile bisericii, deasupra celui ce va judeca, deasupra celui ce a spus toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prima descriere se referă la măreția sa veșnică. Măreția sa veșnică. Prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut viacurile, El este oglindirea slavei Lui, întipărirea ființei Lui, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Toate aceste expresii țin de
măreția veșnică a lui Hristos. Mai întâi e pomenită stăpânirea sa veșnică, pentru că ce înseamnă că l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor? Nu este ideea de moștenire în sensul în care noi moștenim ceva de la părinții noștri, pentru că nu este ideea de trecere în proprietate a unor bunuri fizice materiale. Da, când noi ca părinți plecăm din lumea asta și nu mai beneficiem de nimic din ceea ce în lumea asta ne-a trebuit, lucrurile pe care noi le-am agonisit rămân în urmă, de obicei, moștenitorilor noștri. Dar noi nu mai suntem cu ei. Aici nu este vorba despre așa ceva. Pentru că nu este trecere dintr-o dimensiune a vieții în alta. Și nu este vorba de lucruri care să piară vreodată. Aici este vorba de cerul și pământul care se vor înnoi. Aici este vorba de tot ceea ce există. De fiecare ființă care există. De faptul că Dumnezeu i-a dat stăpânire Domnului Iisus Hristos peste toate lucrurile. Absolut peste toate lucrurile. Și această stăpânire a sa este tocmai în ideea că prin el au fost făcute viacurile. Că el este cel care alături de Dumnezeu Tatăl a creat tot ceea ce există. Că așa cum spune Scriptura, în el, în Domnul Iisus Hristos, spune Ioan, era lumina și viața. Lumina care n-a putut fi biruită de nimeni. Viața pe care oamenii o caută și despre care învățăm în Evanghelia după Ioan, pentru că la sfârșit, spune Ioan, aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți și crezând să aveți viața. Nu viață, viața. Viața. Pentru că există una singură. Și nu e asta în care noi umblăm, pipăim, mâncăm, ne distrăm sau plângem. E viața. E viața care este Hristos în vecii vecilor. El este stăpânirea absolută a acestui univers. Și prin urmare, el ar trebui să fie stăpânitorul absolut al vieților noastre. Nu în teorie, ci în practica absolută, în practica de fiecare zi. Substanța veșnică a lui este subliniată, pentru că spune textul că el este oglindirea slavei lui, adică a lui Dumnezeu, și întipărirea ființei lui. Măreția lui Hristos constă în faptul că el este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ce este Dumnezeu Tatăl, aceea este și Fiul. Doar că în planul lui Dumnezeu există o subordonare a Sfintei Treimi, în care Fiul de bună voie s-a supus să împlinească voia Tatălui. Dar nu este cu nimic mai prejos, cu nimic mai mic. Este egalul lui Dumnezeu Tatăl pentru vecii vecilor. Aceeași substanță din veșnicie în veșnicie. Aceeași atot cunoaștere, aceeași atot prezență, aceeași atot putere, aceeași sfințenie. Hristos este Dumnezeu adevărat pentru vecii vecilor. Substanța Lui îi conferă această măreție pe care niciunul dintre noi n-are voie să o uite niciodată când pronunță numele Lui. Pentru că la fel de valabil este ce spune Exod capitolul 20, unde una dintre legile pe care Dumnezeu le dă este să ai grijă când pronunți numele Domnului, cum îl pronunți. Să nu iei numele Domnului în deșert. Ei, numele Domnului Iisus Hristos nu este cu nimic mai prejos. Astfel încât să poți să-l folosești în ce manieră vrei tu, în ce fel vrei tu, când îți vine ție la gură. E una dintre problemele noastre mari. Da, Hristos e mare. Dar folosim deseori numele Lui în contexte, în propoziții,
în fraze în care n-ar avea ce căuta, pentru că îi înjosesc numele. Da, suntem învățați în Noul Testament să ne bazăm pe numele Lui. Atunci când facem rugăciuni, dacă vrem să fie ascultate, să fie făcute în numele Lui. Mai că în același timp când scrie lui Timotei, Apostolul Pavel îi atrage atenția că temelia tare și nezguduită a lui Dumnezeu stă în sensul că Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. E un nume pe care nu-l poți pronunța când îți vine ție la gură. Am ajuns zile în care numele lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos au devenit sloganuri de internet. Mai văd OMG. Wow. Traducerea de la englezul Oh my God. Ce josnicie. Mai vezi pe alocul sloganul G, J mare. Oh Jesus. Absolut ne-am pierdut mințile și nu-i nicio mirare că nu mai copreșește nimic. Dacă am ajuns să folosim cel mai înalt nume care există în univers, în toate felurile și în toate chipurile, fără să realizăm ce erori fatale facem. Nu-i nicio mirare că nu-i mai impresionăm nici pe alții cu numele Lui. Măreția Lui, stăpânirea Sa, substanța Sa, susținerea veșnică despre care ne spune cuvântul, pentru că în continuare spune că El este Cel care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Ăsta este un alt adevăr absolut veșnic. Pentru că dacă noi suntem astăzi în viață și am putut să ne ridicăm și să venim în casa Lui și să ne bucurăm în prezența Lui, este tocmai datorită faptului că El este Cel ce ține toate lucrurile în mâinile Lui. Ai vrea să știi cum ar arăta viața ta dacă n-ar fi mâna Lui? Ai vrea să știi? Dacă nu ar ține-o El, ai vrea să știi cum ar arăta? El ține toate lucrurile în mâna Lui. Și merită să ține toate lucrurile în mâna Lui, pentru că El este singurul capabil să țină toate lucrurile în mâinile Lui. Nu există nimeni altcineva care să poată să țină lucrurile în armonie și într-o continuă și perpetuă existență, așa cum o face El. Cum ne spune Pavel la încheierea primelor 11 capitole din epistola sa extraordinară către romani. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. E măreția Lui. E măreția Celui ce ne ține pe toți și nu obosește niciodată. E măreția Celui ce armonizează toate evenimentele din viața noastră și nu o obosește niciodată. E măreția Celui ce mijlocește și iubește cu atenție fiecare ființă pe care a chemat-o la Sine și pe care a răscumpărat-o prin sângele Său. Și nu va falimenta niciodată. Și dacă vom ajunge în slavă, vom ajunge tocmai pentru că El ne-a ținut în mâna Lui. Și așa cum ne spune Ioan în capitolul 10, nimeni și nimic nu ne va smulge din mâna Lui. Ce măreție! E o măreție descrisă tocmai ca să copleșească ființele noastre, să înțelegem că fără El, într-adevăr, am fi țărână. Am fi numai țărână. Textul ne vorbește însă și despre meritul Său veșnic. Pentru că în măreția Sa a dobândit meritul acesta de a primi un nume care este mai presus de
orice nume. Și meritul acesta a fost obținut în principal prin două lucrări absolut unice. Prima lucrare a fost poposirea Lui în lume, întruparea Lui. Când textul spune că Dumnezeu a hotărât să ne vorbească prin Fiul, nu se referă la faptul că undeva în cer Domnul Iisus Hristos și-a format un amvon și de acolo țipă în gura mare ca să auzim toți. Deși dacă ar fi vrut așa s-ar fi putut, poate că asculta mai bine. Mai că mesajul care trebuia prezentat de unul care să aibă aceeași arătare ca a noastră, care trebuia să se coboare la nivelul nostru, care trebuia să coboare în lumea noastră, care trebuia să se dezbrace de această slavă, de această înălțime, de această perfecțiune a cerului și să coboare într-o lume otrăvită și mizeră, murdară și ticăloasă. Într-o lume în care, spune el, Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Într-o lume care nu l-a primit, nu l-a vrut, nu l-a înțeles și nici astăzi nu-l vrea. Și totuși el a coborât. Sosirea Lui în această lume, Fiul care a coborât la noi să ne aducă mesajul Lui Dumnezeu, este actul, este lucrarea care îi dă meritul să fie înălțat deasupra oricărei alte ființe. A doua lucrare, așa, rapid prezentată. Versetul 3. A făcut curățirea păcatelor. Ce rost ar fi avut să vină și să ne predice un cuvânt care să-i lase pe toți cu gura căscată, care să-i facă pe toți să zică: n-am auzit niciodată pe nimeni vorbind cu asemenea putere. Ce-ar fi folosit? Sosind în lumea noastră să ne aducă cuvântul doar ca să înțelegem cât de departe suntem de Dumnezeu. Să înțelegem ce zid de despărțire este între noi și Dumnezeu. Să ne spună cât de înalt, pretențios și sfânt e Dumnezeu și cât de păcătoși și nenorociți suntem noi. La ce ne-ar fi folosit? Dacă n-ar fi surpat zidul care ne despărțea. Dacă n-ar fi demolat un zid pe care niciunul dintre noi nu l-am fi putut demola, indiferent ce unelt există în lumea noastră. Și există unelte care pot sparge granitul. El a venit nu numai să ne aducă cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a rânduit, ci și să ne aducă curăția fără de care prezența noastră aici nu are niciun sens. Curăția care ar trebui să ne copleșească și să ne inunde și să ne infecteze, dacă pot să folosesc termenul acesta, pe fiecare dintre noi. Expresia aceasta scurtă este expresia care deschide universul veșnic pentru fiecare dintre noi. Universul veșnic în sensul împărăției lui Dumnezeu. Pentru că veșnic am fi existat toți, dar nu în slavă, ci în iad. Nu cu Dumnezeu, ci cu Satan. Meritul Lui veșnic este faptul că de bună voie s-a coborât la noi să ne prezinte cuvântul lui Dumnezeu și să facă curățirea păcatelor. Să ne aducă curățirea de care avem nevoie și pe care o pomenim și în această dimineață. Și
Ideea este ca măreția lui, da, să ne lase cu gura căscată, dar meritul lui să ne culce la pământ. Ne facă să facem ceea ce făceau cei din vechime când îl vedeau pe Dumnezeu în toată splendoarea sa. Când citim de câte unul dintre bărbații care vorbeau cu Dumnezeu, zice, am căzut cu fața la pământ. Ce expresie, expresie care indică faptul că omul nu mai rezistă să stea, cum să zic eu, undeva. Când privește o asemenea înălțime, o asemenea frumusețe, e atât de copleșit încât ce altceva să mai facă, pur și simplu. Și avem oameni mari care au trăit asta. Astăzi e nemai auzit. Și evident că acum intenția mea nu este să ne zvârlim cu toți la pământ. Că nici n-ar fi un lucru înțeles în cultura noastră. Dar am ajuns vremea în care nici măreția lui, nici meritul lui nu mai înseamnă aproape nimic. Misiunea veșnică pe care el o are este o altă descriere intenționată să ne copleșească, pentru că spune textul, el a venit pentru că astfel să-i înlocuiască pe toți cei ce vorbeau din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu erau cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă un pic la asta. Oameni mulți a folosit Dumnezeu să vorbească oamenilor. Pune textul în multe rânduri și în multe... Ei, toate aceste multe, mulți proroci, multe rânduri, multe chipuri sunt înlocuite de unul singur care le depășește pe toate la oaltă pentru vecii vecilor. E Fiul. Care a venit nu numai să ne vorbească din cuvânt, ci să fie. El nu este doar unul trimis să vorbească despre cuvânt. El este nu numai cel ce i-a înlocuit pe toți cei ce vorbeau dintr-un cuvânt primit. El devine întruparea cuvântului trăit. Misiunea lui era să ne aducă un cuvânt unic deasupra tuturor cuvintelor pe care le-am auzit. Atenție! Nu diferit. Pentru că Dumnezeu nu se contrazice pe sine. Ba dimpotrivă, a venit să arate modul în care Dumnezeu își împlinește toate promisiunile pe care le-a făcut în multe rânduri, în multe chipuri, prin mulți oameni. Toți ăștia, mulți și multe, au fost complet înlocuite prin Cel ce este deasupra tuturor. Le împlinește pe toate. Le conduce pe toate. Le dirijează pe toate. Este Cel pe care Dumnezeu l-a trimis să ne aducă cuvântul vieții. Ba chiar în text spune că El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Hristos Domnul a venit în lumea aceasta cu misiunea de a ne prezenta cuvântul și de a ne portretiza pe Dumnezeul care este veșnic. Când zice întipărirea ființei Lui, este exact întipărire. Este ca un fel de șablon, ca un fel de imprimare care se așează peste un material moale, cald. Și care atunci când se răcește, ia exact imaginea acelei imprimări. Astfel încât, privindu-L pe Domnul Iisus Hristos, îl privim pe Dumnezeu însuși. Pentru că El este întipărirea ființei Lui. O ființă pe care noi
n-avem cum să o pătrundem în toată frumusețea ei. În veșnicie, dacă înțeleg eu bine ce zice Ioan în prima sa epistolă, capitolul 3, unde ne spune când va veni El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Până atunci, zice Ioan, nu știm. Nu știm. Atâta măreție, atâta splendoare, cum va arăta ființa asta, habar nu avem. Pur și simplu, nu știm. Și un lucru mare. Pentru că tot ce știm noi e atât de limitat și atât de urât, deși noi toate le numim frumoase, ca să-mi convins că încă n-avem habar ce este frumosul, până când vom ajunge acolo. E misiunea Lui. Și o misiune care ar trebui să ne copleșească pe toți. Pentru că misiunea Lui a fost să vină ca fiecare dintre noi să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu exact așa cum dorește Dumnezeu să-L cunoaștem. Și faptul că unii dintre noi n-ajung sau nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum vrea Dumnezeu să-L cunoaștem, nu înseamnă că Dumnezeu își va schimba mereu mesajul și maniera și metodele pentru ca în sfârșit măcar unii dintre noi să ajungă să-L cunoască. Citiți 1 Corinteni, capitolul 1, să vedeți. Zice acolo textul, întrucât lumea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea Lui, Dumnezeu a luat o hotărâre. Care e hotărârea Lui? Să se descopere prin crucea Domnului Iisus Hristos. Prin nebunia crucii. Prin propovăduirea nebuniei crucii. Bine, zice Pavel, evreii zic, stai puțin, asta e o nebunie, noi vrem minuni. Grecii zic, asta e o nebunie, noi vrem filozofie. Și Pavel zice, nu ne interesează nici ce vor unii, nici ce vor alții. E adevărat, pentru ei este o nebunie. Dar pentru noi e puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Mă preocupă faptul că am ajuns să trăiesc într-o generație în care misiunea Domnului Iisus Hristos este aproape de neatins. Suntem atât de infectați de filozofia generației noastre, de apucăturile, de cultura acestei lumi, de tot ce se întâmplă în jurul nostru, încât biserica, în loc să meargă din putere în putere, merge din neputință în neputință. Membrii bisericilor vor mereu altceva, ceva mai pasionat, mai interesant. Ultima descriere este moștenirea veșnică a lui Hristos. Așezut la dreapta măririi, în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Îmi place foarte mult modul în care această ascensiune este văzută. Modul în care prin meritul său Domnul Iisus Hristos a moștenit o poziție extraordinară. Așezut la dreapta măririi, un termen care arată că mai sus nu se poate. Mai folosește un termen ca să înțelegem același lucru. În lucrurile prea înalte. Folosește despre ideea despre înălțime extraordinară. Dar ce este absolut superb este că atunci când termine cu înălțimea și arată o înălțime peste o altă înălțime, trece la un cuvânt care este de-a dreptul fabulos. Și care nu mai are nevoie de
înălțimii. Cuvântul minunat. Pentru că numele Domnului Iisus nu este doar un nume înalt, ci a devenit un nume, ziceți, minunat. Și aici e diferența dintre noi. Pentru că dacă numele Lui e înălțat, poate presupune accept, neaccept, voluntar, involuntar, vrem, nu vrem, asta nu se schimbă. Numele Lui este cel mai înalt. Punct. Amin. Nu se mai poate mai mare. Dar pentru cei ce îl iubesc și îl adoră, nu contează că numele Lui este cel mai înalt. Pentru ei contează că numele Lui este cel mai nu există nume mai frumos, mai încărcat, mai drag, mai iubit, mai aproape de inima noastră ca numele Lui. Și numele ăsta e splendid pentru noi, nu pentru că e înalt, ci pentru că e minunat. Pentru că măreția Lui și meritul Lui și misiunea Lui a moștenit această minunăție. Da. El este în mărire la dreapta scaunului de judecată. Da, El este în cer deasupra tuturor îngerilor și versetele 5 la 14 citează din Vechiul Testament texte care ne vorbesc despre faptul că El a ajuns la o înălțime de neegalat. Pentru noi însă, nu contează cât este de înalt. Știm că e înalt. Pentru noi El este? Este? Dacă ar apărea un înger înaintea noastră, cum ne-am minunat? Întreb. Cum am face? Wow! Am plecat acasă și ce-am zice? Astăzi? La noi, în adunare? O venit? Până ce? N-am face așa? Nu trebuie. Ați uitat careva duminica asta dacă aici ar apărea acum o lunge? Ei bine. În mijlocul nostru este unul mai minunat decât toți îngerii la alaltă. Este exact dorința autorului acestei cuvinte. Este exact motivul pentru care Dumnezeu a lăsat aceste cuvinte. Pentru că Domnul Iisus Hristos, care pentru unii e înălțat, îngerii n-au ce face deasupra lor, e înălțat deasupra oricărei domnii, demonii n-au ce face, tremură de groaza Lui, nu îi interesează. Pentru noi, El e mai mult decât înalt. El este minune mai mare ca El în noi, nu putem trăi. Minune mai mare ca El în mijlocul nostru, nu putem aștepta. El e minunea minunilor. Și noi, în mâna Lui, e minunea minunilor. Răscumpărarea noastră, mântuirea noastră, e minunea supremă. El în noi, nădejdea slavei, este minunea pe care Dumnezeu ar vrea să o trăiască credinciosul și astăzi. Inima și mintea și ființa fiecăruia dintre noi ar trebui să fie copleșită de această minune care n-are egal. Ce contează că El e mai sus decât îngerii? Așa este și așa rămâne în vecii vecilor. La ce ne ajută?
ei, dar cuvântul ne spune că El nu este numai cel înălțat, ci este cel mai. Întrebarea mea este, cât e de minunat peste viețile voastre? Și răspunsul la această întrebare nu e simplu cu da sau nu. Răspunsul la această întrebare ține de o privire adâncă și autentică a umblării noastre zilnice. Pentru că atunci când trăiești o minune, trăiești o minune, nu trăiești rutină. Trăiești minune. Și foarte mult îmi doresc ca fiecare dintre noi să trăiască această minune. Amen. Ce nume minunat este Iisus. Am auzit în această dimineață despre măreția Lui, despre meritul Lui, despre moștenirea Lui, despre misiunea Lui, despre numele Lui. Trebuie să fie minunat. Și vă invit să vă ridicați și să vedem ce ne spune cel prezentat astăzi și proclamat în cuvânt, Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, ce ne spune să facem când stăm la masa Lui, așa cum ne transmite Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, el spune, versetul 23, că ce-am primit de la Domnul ce l-am învățat. Și anume, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, și vezi din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. Tatăl când se sunt în cer, așa cum suntem plecați în mâna ta, să mulțumim frumos, Doamne, pentru timpul acesta, pentru că ați în casa ta, în prezența ta, am mulțumit, Doamne, cu doar prin harul tău și bunătatea ta, suntem aici și îți mulțumim frumos, Doamne, pentru că am putut din nou să medităm la ceea ce ai făcut pentru noi, să medităm, Doamne, la dragostea ta pe care ne-a demonstrat-o prin jertfa Domnului Iisus la cale. Mulțumim, Doamne, Tatăl din cer, pentru că prin jertfa Lui ne-ai mântuit, ne-ai pus în casa ta, suntem mai tăi. Și dorim, Doamne, Tatăl din cerul ca să vedea înțelepciunea ta, meditând la aceasta și să nu uităm niciodată ce a făcut pentru noi și să-ți dăm locul întotdeauna, locul care să se primim în viețile noastre. Iartă-ne, Doamne, Tatăl din cerul, pentru că de multe ori ne bazăm pe noi, pentru că de multe ori, Doamne, facem ceea ce vrem noi, îndură-te de noi, Doamne, și ajută-ne ca să te lăsăm pe tine să lucrezi în viața noastră și să putem să te cinstim pe tine așa cum se poate. Doamne, Tatăl din cerul, dorim ca să rămâi cu noi și mai departe și ne dai înțelepciunea prin călăzuirea Duhului Tău Sfânt pe care l-ai pus în noi, ca să putem trăi așa cum vrei Tu. Amin. Și să fii minunat în viața noastră. Amin. Rămâi, Tatăl din cerul, cu noi, întărește-ne în tine și numele Tău să fie slăvit. Amin. 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 Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Părintelui Ceresc și prezența, părtășia Duhului Sfânt în noi, să fie minunia vieții fiecare dintre noi. Amin. Atâtea zile cât suntem în lumea noastră. Și apoi minunia veșnică în împărăția ta. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin.